Suporterii oțelului au trăit un coșmar luni seara, formația lor favorită a încasat 7 goluri de la CFR Cluj. Apărarea echipei gălățene a fost Schweitzer, Mahog, Bu și Denilson Gabionet au făcut ce au vrut pe teren. Gălățenii și-au creat și ei multe ocazii, dintre care au reușit să fructifice doar două prin brazilianul Enrique. În minutul 65 scorul era 7-1 și dacă Petre Grigoraș nu ar fi făcut schimbări, probabil că s-ar fi înregistrat cel mai categoric rezultat din ultimii 25 de ani în Liga 1. Oțelul a suferit o înfrângere rușinoasă, dar i-a salvat scaunul lui Petre Grigoraș. Echipa lui Badea ar putea primi premiul Fair Play.